Ca urmare a creșterii alarmante a numărului de cazuri confirmate cu COVID-19 pe teritoriul României, începând de săptămâna viitoare, vor fi instituite măsuri mai stricte de protecție a populației. Așteptăm să se publice în Monitor Oficial hotărârea de guvern, care va certifica măsurile luate începând de luni. Și acolo, după cum ați văzut, va fi purtarea măștii obligatorie. Se vor lua măsuri în ceea ce privește localitățile peste, cu incidențe de peste 6 la 1000 de locuitori. Printre măsurile adoptate în ședința de guvern de joi seara, este menționată obligativitatea purtării măștii de protecție pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani în spațiile publice închise și deschise, indiferent de rata infectărilor, activitatea angajaților instituțiilor publice, cât și a operatorilor economici publici sau privați, se va desfășura în regim telemuncă sau după un program modificat, astfel încât să nu le producă aglomerații. Activitățile didactice se vor desfășura în sistem online. Circulația în afara locuinței în interval orar 23-5 va fi interzisă, cu excepția deplasării în interes profesional, pentru asistență medicală sau a persoanelor aflate în tranzit, a căror interval orar se suprapune cu interdicția, dar și deplasarea din motive justificate. Motivul deplasării va fi dovedit prin legitimația de serviciu, adeverință eliberată de angajator sau printr-o declarație pe propria răspundere.